cu idei. Vreau să vă spun încă de la bun început că astăzi este o zi super nourată, așa încât lumină mai puțin în casă, lumină naturală mă refer, așa că m-am postat și eu acolo unde este cică mai multă lumină, adică în bucătărie, plus de asta am aprins și lumina ca să mă vedeți mai bine. Așa cum ați văzut din titlu, duminica trecută, am dat lovitura. Am dat lovitura la un târg de vechituri. Mai nou vreau să vă spun că am descoperit târgul ăsta extraordinar, cu o grămadă de lucruri acolo, care mai de care mai frumoase, mai interesante, mai vintage și mai scumpe, pe de altă parte, care, să vedeți, în fiecare duminică, deci nu e periodic, știu, o dată pe lună sau la 2 săptămâni, în fiecare duminică se desfășoară acest târg. Așa că tura asta am dat lovitura, adică am cumpărat câteva lucrușoare, nu foarte multe, dar oricum în mintea mea am planuri mărețe referitoare la acest târg, mai ales că am văzut o sumedenie de decorațiuni din astea pentru Paște, obiecte din astea vintage tare frumoase și vreau să vi le arăt și vouă, adică nu se poate, adică să-mi cumpăr, să merg la târgul de vechituri și să nu mă laud, ar fi sfârșitul lumii, ar fi un adevărat dezastru pentru mine. Trebuie să mă laud. Și voi începe cu decorațiunile de care vă spuneam, decorațiunile pentru Paști. Am găsit aici o serie de iepurași tare simpatici. Vreau să vi arăt pe primii doi aceștia. Așa, nu știu din ce material sunt. Probabil un fel de teracotă, ceva, nu știu ce material, dar sunt tare drăguți. Așa, o iepurică și un iepurel aici, tare frumușei, simpatici. Și mai am unul care are deja și un ou din ăsta. Și asta îmi place foarte mult. Îmi plac culorile astea, sunt foarte, niște culori foarte vii, foarte primăvăratice sunt. Și am mai găsit încă un obiect de decorat, tot un iepuraș. Ăsta este vintage 100%. Vă spun asta pentru că prin mai multe clipuri prin care eu mă uit cu decorațiune, evident, știți voi, Decorate with me, for Esther, ceva de genul ăsta, am observat acolo genul acesta de iepuraș și sunt sigură că este vintage. Sunt sigură că este cel care mi l-am dorit-o dintotdeauna, o să vi-l arăt imediat. Ia uitați-l pe iepurică. Are într-adevăr aliura asta așa vintage. Are și chestia asta aici în față. Eu inițial mă gândeam să pun aici niște caramele în formă de ou, de ciocolată, niște ouulețe din alea mici de ciocolată, dar după aia m-am răzgândit și am zis că asta mai bine și cred că asta, așa o să și fac un ghiveci mic cu câteva floricele. Cred că ar fi foarte, foarte drăguț. Îmi place foarte mult. Așa, pe ăsta am dat, stați să mă gândesc bine, 1 euro am dat pe el, 1 euro. Așa. Și bine, nu e el artă curată, e un kitsch la o adică, dar mie îmi place foarte mult. Și pe acestea, pe toți trei, am dat că trei de toți, așa, am dat 2 euro. Deci, un adevărat chilipir, dacă vreți. Așa, tot la acest târg am mai dat lovitura cu ceva și mi-am luat niște căni de băut apă, un set de 6 căni, vă arăt imediat cum arată. Așa arată. Mie mi se par tare drăguțe. Astea sigur sunt dintr-un fel de teracotă. Nu cred că sunt pictate la mână și astea. Sunt pictate la mână pentru că observ că au desene diferite. Uneori vrea să fie de fapt același desen, dar într-o altă dimensiune. De exemplu, vă mai arăt imediat. Deci nu sunt chiar la fel toate. Deci observați, există diferențe între aceste desene. Cu alte cuvinte, deci sigur sunt făcute la mână, sunt pictate, se vede că e un pic așa cam stângat desenat, dar mi-e plac foarte mult, foarte, foarte mult. Eu am mai multe căni, na, fiecare casă sunt căni, dar un set de căni asemănătoare nu am un set, da? Deci eu am la 6 căni de acest fel pe care am dat 2 euro. Deci pe toate 6 cănile am dat 2 euro. Mi se pare și aici un preț destul de convenabil, unde mai pui că sunt și practic unicat. Eu nu am mai văzut așa ceva, vă dați seama. Mergem mai departe cu achizițiile mele de la târgul de vechituri și vă arăt niște, tot așa, niște coșulețe. Astea din tablă, nu vă imaginați că ar fi argint sau altceva. Sunt din tablă, mi-a plăcut foarte mult. Sunt așa delicate, sunt foarte fin lucrate. Au aici, deci la toartă, au așa ca o fundiță. Mă gândesc să decorez cumva torțile astea. Și aici voi pune cu siguranță tot așa, caramele, bomboane, ceva asemănător. Așa și acesta. Deci sunt două. Sunt tare drăguțe, mi-mi plac foarte, foarte mult.
Și pe amândouă am dat un euro, deci 50 de centezi în unul. Deci, vă spuneam, nu e artă, dar mie îmi plac foarte mult mărunțișurile astea. Sunt foarte drăguțe, nu-i așa? Mie îmi plac foarte mult. Mai departe, ce am mai luat eu de la târgul de vechituri, am cumpărat o chestie din asta în care se pune sare și piper, foarte, foarte frumoasă, așa. Asta chiar drăguță și asta tot un euro a costat. Deci o solniță și o piperniță. Pun sare și piperanță și o piperniță la nivereală. Așa, mai departe, vreau să vă mai arăt, am, de asemenea am cumpărat niște, nu știu dacă sunt farfurii, nu cred că sunt farfurii, sunt niște obiecte de decorat în formă de farfurii. Ia uitați ce drăguță este, asta e din porțelan, are la spate aici unde pot să pun sfoară, să pun ceva de agățat, deci pot să o pun pe perete. Și îmi place foarte, foarte mult. Ia uitați, și aceasta. Culorile astea de primăvară sunt extraordinare. Și sunt așa luminoase. Știu unde le pun deja. Mi-am făcut în minte scenariul unde le voi amplasa. Dar îmi plac foarte, foarte mult. 2 euro bucata. Deci eu am dat 4 euro pe amândouă. Sunt tare drăguțe. Așa, tot în aceeași categorie. Pentru că, na... am mers pe aceeași, pe același principiu, am mai găsit niște, nu sunt farfurii astea, cu siguranță, sunt niște chestii de genul ăsta, nu știu cum să le numesc, hai să zicem tot farfuriuțe la o adică, așa, pe astea am dat ceva mai mult, astea sunt 5 euro bucata și așa cum vreau să vă arăt, aici pe spate scrie că e dipinto a mano, adică pictat la mână, deci pictat de cineva. Și asta îmi plac foarte, foarte mult, se așează foarte bine pe peretele din sufragerie, unde am tablouri acela mare cu lanul de, de floarea soarelui. Merg foarte bine, dar așa un aer rustic. Și aici culorile sunt superbe. Îmi plac foarte mult aceste tablouașe. Adică putem să le spunem că sunt tablouașe. Ok. Mai departe, vreau să vă mai arăt ce am mai luat. Că... ups! Am mai luat ceva care mi-e place extrem de mult. Super! N-am putut să dau seama. Când l-am văzut, a trebuit să-l și iau. Ia uitați-vă ce am aici. E o tavă. O tavă cu, făcută din plăci din astea de faianță, pictate. E superb. Superb. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și poate fi folosit și ca obiect de decor, deci pur și simplu pus așa ca decor, știu, pe un raft undeva, dar și ca tavă propriu-zisă, și tavă pentru a servi cu el cafea sau, știu, alte chestiuni. Așa. Așa. Și ce am mai cumpărat? Mi-am mai cumpărat niște reviste, evident, pentru că nu mă pot abține nici la reviste. Mi-am cumpărat o revistă Mani di Fata. Chiar vă spuneam eu că înseamnă mâini de zână și are aici tot felul de handmade, tot felul de lucruri de făcut la mână. Asta din 1956, din 56, foarte, foarte multe lucruri interesante are aici. La fel de cusut, de sfaturi practice, chiar foarte, foarte interesantă. Pe vremea aia, în 56, costa 100 de lire, nu știu cum ar veni acum în euro, 100 de lire, probabil ar fi vreo 50 de centezi, zic și eu. Apoi tot o Mani di Fata, asta e tot din 56, asta e din mai 56, așa și asta la fel, are tot felul de scheme aici de lucrat la mână, cum se purta înainte, deci cum se îmbracau femeile în anii în 56, ia uitați, ce siluete aveau. Tare mă întreb acum cum ar fi acum să mai fie din nou moda de pe vremea aia cu rochile astea așa strânse pe talie. Ia uitați-vă, foarte drăguțe, foarte interesante. Și aici costume cu pălării, foarte frumos, foarte frumos era. Și ar mai fi și revista asta din 55, care se cheamă La Donna, La Casa, Il Bambino, adică femeia, casa și copilul. Deci ce ar putea fi mai interesant pentru o femeie decât o astfel de revistă în care se vorbesc, se spun fel de fel de lucruri despre casă, despre copii și despre femei, bineînțeles, sfaturi practice.
Așa, și asta este la fel cu, are și asta tot felul de modele, de tipare în interior. Să văd dacă mai au și aici hăinuțe, cum se purtau înainte, deci uitați. Ceva de genul, pentru fetițe și pentru băieți, și aici pentru femei, pentru adolescente. Așa era moda atunci în 55, deci la câțiva ani după război, practic. Costumele de baie erau înainte tricotate, da? Erau câteva idei chiar interesante și pe partea asta hăinuțe pentru copii. Dragii mei, astea sunt lucruri pe care eu le-am cumpărat de la târgul de vechituri. M-am dus în tatonare, în recunoaștere, practic. Și dacă numai din recunoaștere am reușit să cumpăr atâtea lucruri interesante, vă dați seama când mă duc în mod direct, mă duc ținta acolo cu un scop bine definit. Și deja mi-am propus data viitoare, când mă voi duce, să urmăresc lucrurile astea tot handmade, evident, dar de data asta din categoria textile, adică fețe de masă brodate, croșetate, tricotate, lingerii la fel brodate, pentru că am început mai nou să am așa o pasiune pentru lucrurile astea brodate. Știu că poate nu mai sunt acum la modă, dar mie astea îmi plac și îmi trezesc așa o anumită nostalgie. Dragii mei, astea au fost toate târguierile, asta a fost lovitura pe care eu am dat-o târgului de vechituri și sper că în viitor, oricum până la Crăciun, până la Paști, mă mai duc vreo câteva ore așa încât rămâneți pe aproape. Poate voi reuși să și filmez ceva atunci când merg. Tura asta n-am filmat nimic pentru că am fost așa în viteză și am fost foarte impresionată, dacă vreți. Nu mi-a stat gândul să filmez, dar data viitoare când merg sigur o să filmez și cu siguranță o să cumpăr și alte lucruri interesante. Vă îmbrățișez cu foarte, foarte mare drag și vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Aștept părerile voastre despre toate achizițiile astea. Vă îmbrățișez și vă pup!